Bună, prieteni! Astăzi o să fac un vlog foarte neașteptat, pentru că m-a sunat prietena mea și mi-a spus că era hai mai repede în oraș, vreau să-mi cumpăr papuci ca la tine! Eu zic, cum? Care papuci ca la mine? Păi nu ți-i minte că ți-ai cumpărat recent o încălțăminte de iarnă, neagră, pufoasă, călduroasă? Eu zic, da, stai, țin minte, am filmat și un vlog, pare mi se că. Și a zis, da, vreau și eu așa papuci acum. Da, sunt puțin răgușită, cei care observă cu vocea mea nu e totul în regulă. Însă ce să faci, afară este puțin răcoare și cam asta este. Așa că noi am decis astăzi să mergem împreună cu ea să-și probeze. Dar cum se numesc? A spus doamna aceea că sunt ughi, da? Din păcate eu astăzi nu sunt în ei și m-am încălțat în bocanci, că altfel era să fim matching. Dar nu-i nimic, mergem măcar ție să-ți cumpărăm, da? Hai! Sunteți oameni și buni. Ăștia cât e? Sunt 38. Ăștia 38, ok. Eu ne-am luat nici 44, nu știu cum. Ia, mergi puțin. Sunt frumoși. Să șează bine pe picior. Stau bine, important să vezi cum ce sunt în ei. Sunt largi. Sunt am așa impresia că sunt largi. Totuși i-a cumpărat și plac foarte mult. Acum o să avem papuși la fel? Da. Da, ar fi mai mișto dacă era și eu să fiu încălțat în ei, da? Da. Dar deja ce să facem? Măcar bine că ți-ai cumpărat, îți plac măcar? Da. Da? Ești fericită? Da. Ești mulțumită? Da. M-a întrebat de 1000 de ori să-mi iau, să nu-mi iau, să-mi iau, să nu-mi iau. Păi eu nu știu dacă ție-ți place. Și uitați-vă că noi acum de grabă și scurte matching o să avem de toate, vă dați seama. Planurile noastre puțin s-au schimbat și noi acum mergem direct acasă. În primul rând să arătăm mamii cumpărătura ta, eu cred că ea o să rămână șocată și nu cred că se aștepta. Și după să vă arătăm și vouă ceva, hai mai repede că eu mor de curiozitate. Haideți să vedem reacția mamii. Mam, eu trebuie să spun ceva foarte important. Tu nu te-ai așteptat la așa ceva. Ce s-a întâmplat? Asta e o surpriză pentru tine, dar nu știu dacă o să-ți placă. Eu nu cred că ți-ți place așa ceva. Surpriză sau noutate nu prea bună? Surpriză? Sau, nu știu, informație? Da. Ce e asta? Cum crezi ce e asta? La fir? Da. Care sunt amele de aici? M-am speriat, eram, crezut că ceva s-a întâmplat. Care sunt amele de aici, cum crezi? Stai că eu, mărimea, trebuie să mă uit la mărimea. Aici nu scrie. De fapt scrie. Ia ca 40. Am văzut. Și ăștia? 38. Da. Ea singura a zis că vrea așa ceva. La fel? Da. Și deci, oh, prieteni, mai am o surpriză pentru voi. Mama deja știe de asta, însă Vika nu știe de asta. Și în sfârșit o să vă arăt pe Vika. Toți așa tare vreau să vadă pe prietena mea. Și a zis că videoclipul acesta în sfârșit va apărea. Sunteți gata? Ei toți sunt foarte curioși. Mă duc să-i pun la loc. Dar voi așteptați puțin. Hai, Răcica, unde ești? Pe mine deja m-ați văzut la această pijama. Este foarte mișto, mie chiar îmi place super mult. Dar cred că cu toții ați așteptat să vă arăt odată pe prietena mea. Pentru că, într-adevăr, foarte mulți mi-ați scris și foarte mult m-ați rugat: arată-o, te rog frumos, măcar odată. Și am zis că bine, a venit timpul. Dacă tot m-a afirmat de atâtea ori și a apărut atât de mult în videoclipurile mele, trebuie deja... Irăcica și doarme cu prietena și mănâncă cu prietena și la viceu merge cu prietena. Nici chiar ce așa. Pot să zic? Chiar așa. Da, pentru că deja te-au văzut practic toți. Și ca să înțelegeți, foarte mulți ne-au văzut prin oraș și întrebau: asta este prietena ta din vlogurile tale? Și uitați-vă ce mișto. Îmi place la fel. Parcă sunteți două surori. Da. Da. Numai Ira mai înaltă. Eu puțin sunt mai înăntuță, da. Da, da, da. Uite ce condiție mișto. E foarte fain. Îți place? M-am mai schietut, vreau așa pijamale și Andrieș. Da. Vrei, dar și tot vreau așa pijamale. Și Andrieș vrea. Îmi place foarte mult. Mă închipiuți la școală, la, e asta, la USA poți să mergi așa la școală. Am văzut vinerea, în ultima zi de școală, să ne luăm cu noi în ghiozdan și la urmă, când doar a spus că o să fie ceva discotecă, și noi vrea să ieșim în acestea și să fim cadou cu spici. Vai de mine! O să fie foarte amuzant, de ce nu? Și cu papuci la fel? Da.
Dar știți că da? Ierăci, că tu știi că e sora mea o povestit, da, care trăiește la... Da, este posibil așa ceva? Da, și la magazin poți mergi. Nu e problemă, dar la noi... Ah. Nu, la școală chiar nu spați cu pijama. Bine, bine. Așa, când aveți ceva acolo la școală, ceva special. Super drăguțe. Într-adevăr. Îți plac, mamă? Da, și eu vreau așa ceva. Mama, și Andrieș. Mama, și vreau așa ceva, numai că pe timpurile ei nu a existat așa ceva. Da, și tata. Da? Da, tu știi că foarte mult își au toată familia așa. Fiu chiar? Familia, să ne facem și să facem fotosesie în ele. Da. Iată, cam așa, prieteni. Dați like dacă vă plac pijamalele noastre. Vă duceți să faceți lecții? Da. Da, împreună, da? Foarte mult. Cum a zis și mama, tot împreună. Irăcica la noi rămas fără glas. Puneți like, prieteni, cine tot are cea mai bună prietenă și face practic tot împreună cu ea. Eu cred că suntem mulți de genul. I know that we would never work. I know that someone would get hurt. I think I have to let you go. Should be easy, but it's not. 'Cause the problem is I love you. What to do? I count to three when you're next to me. I love you. What to do now? Do now. Only problem is I love you. What to do? You got me bound. Make my world spin round. I love you. What to do now? Yes, fuck yeah, yeah, we dance. Grădiniță. S-a rupt coada? Ajută! Eu n-am coada? Noi, prieteni, facem reels-uri acum, TikTok-uri de toate. Coada! Una! Doi! Trei! Deci cam ăsta a fost vlogul de astăzi. Ți-ai cumpărat încălțăminte nou, ai primit și pijama noastră matching. Așteptați poze și reels-uri faine pe Instagram și evident că vloguri noi, pentru că deja ați văzut-o și ai deschis personalitatea cumva, deci deja nu mai este un secret. Eu sper să-mi treacă cât mai curând gâtul pentru că am o voce, vai de mine. Cine de asemenea este răcit, that's life. Și așteptăm pentru că curând o să intrăm în vacanță și curând vine Crăciunul și anul nou și cineva o să primească cadouri, dar cine, nu arătăm cu degetul. Așa că, prieteni, dați un mare, mare like și abonați-vă pe canalul nostru YouTube Irăcica Info ca să nu ratați videoclipurile noi, apăsați pe clopoțel. Iar noi vă spunem pe curând și până la următor. Pa, pa! Pa, pa!